Astăzi este situația din lumea de azi. Românii sunt înregimentați masiv într-un confort religios. Și pocăiții ar da din cap. Da, da! Numai că o să dau și eu din cap și vă spun că și pocăiții în ultimii ani s-au înregimentat într-un super confort religios. Stăm în băncuța noastră. Dacă ne place predică, o luăm, dacă nu, îi dăm drumul mai departe. Și nu-i treaba noastră, dăm drumul meu, s-o dă el, adică Gabi. Și uite așa. Nu, acum nu-i timp de citi Biblia, nu-i timp pentru asta, nu-i timp pentru asta, nu-i pentru... Acum suntem aglomerați. Dar bine că avem biserică, bine că este o săptămână de evanghelizare. Foarte bine, foarte bine. Câți dintre noi reușim să ieșim din confortul ăsta religios? Atrași de o putere irezistibilă, prinși în văluiți așa ca de o vrajă, de o putere care nu putem explica omenește, nimeni nu poate explica, și aceasta este puterea și prezența Duhului Sfânt care ne atrage în jurul lui Iisus Hristos pentru a auzi vocea Lui curată și infailibilă, care ne poate elibera, care ne poate binecuvânta și ne poate mântui, exact ce aveți nevoie toată adunarea asta de sute de oameni care ați venit aici în această seară. Adică de Hristos Mesia, care se poate atinge de nevoile voastre, de casele voastre, de relațiile voastre, de familiile voastre, de pruncii voștri, de durerile voastre, pentru că cel care poate să facă asta este unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care vrem să-L lăudăm încă o dată în această seară în adunare. Încă o dată în această seară în adunare. Binecuvântat să fie Domnul. Confortul religios este un obstacol aproape inetric. Când 2-3 se rup din el, iar avem explicații. 4.000. 4.000. 3.000. 2.000. Ca să nu mai dai vina pe Zacheu și pe ăla și pe ăla, uite 4.000 de oameni care nu sorb, văd, care nu sunt leproși, înscurați, care sunt exact ca tine, n-au probleme acasă. Nu e cel care merge cu cea care merge cu copilul la groapă și vine Iisus și oprește racla și îl dă înapoi. Nu e Iair care moare fata, care strigă disperat după Domnul, hai acasă, hai acasă. Nu e femeia cu scurgere de sânge care de 12 ani și-a cheltuit toți banii și în ultima stație a ei zice, mă duc la Domnul. Nu sunt ăștia, nu sunt arătați de Biblie. Sunt oameni normali ca tine și ca mine, ca mulți de aici care poate nu aveți probleme colosale și grăzave. Nu o dat ca în voi încă, nu au lovit, nu s-au bruscat, poate unii odată, ea strigă, ea se roagă, n-am treabă cu ei, ea îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu pentru toți bolnavii și pentru toți necăziții și pentru toți bețivii și pentru toți drogații, Iisus Hristos este prezent să-i elibereze. Dar noi, mulțimea de oameni care n-avem mari probleme, noi mulțimea de oameni care avem biserici, care avem preoți, care avem de toate, care ducem bine, care suntem cât de cât morali, noi să vedem dacă ne electrizează în vremea asta o putere inexplicabilă, să mergem efectiv după Iisus și să credem în Biblie și să facem ceea ce spune Biblia. Să spunem toți amin. Asta ar însemna că ar trebui să renunțați la foarte multe tipare religioase în ce privește botezul nou testamental, la maturitate, în ce privește pocăința adevărată care înseamnă înnoirea minții, în ce privește toate tradițiile și toate lucrurile astea lițite de rațiune și de valoare, să le azvâliți toate la coșul de gunoi și să plecați în pustiu după unul care nu vă oferă nimic la prima vedere, dar care rostește cuvinte care vă pot mântui și vă pot scrie numele în cartea vieții. Aleluia! Aleluia lui Dumnezeu! Unde-s miile de oameni care fac asta? Toți ciupim așa de la Dumnezeu. Doamne, mai dă-ne un pic, mai dă-ne asta. De-aia nu vreau să vorbesc de mulțirea pe ei. Că toată lumea vorbește de asta. Ne-a mai dat Dumnezeu și anul ăsta viață, da! Dar ce faci cu ea? Ne-a mai dat Dumnezeu pâine, da! Dar ce faci după ce te-ai hrănit? Că dreptate au avut bătrânii ăștia ai noștri, din ce în ce mai mult, cu cât îmbătrânești eu, le dau și lor dreptate. Că atunci când se rugau pentru masă, au spus, nu asta e minunea, pâinea, dar e ceva și asta. Și când se rugau pentru masă, nu o să uită, nu ne mai rugăm așa. O zic, Doamne Dumnezeule, binecuvântează pâinea și
supa asta de găină și ce-o fi fost pe masă atunci. Binecuvântează mâncarea asta și dă-ne, o Doamne, să o mâncăm, ca după ce primim puteri, după ce o mâncăm, să putem să mergem să te slujim pe tine, să te cunoaștem pe tine. Minunea nu-i pâinea, minunea că și pâinea poate fi folosită pentru același scop prioritar, să cauți fața lui Iisus Hristos, să pui mâna pe Biblie și să-L cunoști pe Dumnezeu cel adevărat. Doamnelor și domnilor, e timpul pentru trezirea în România, e timpul să ieșim din toate grotele astea religioase, din toate tiparele astea religioase și să venim în prezența celui Sfânt într-o simplitate absolută și să spunem exact cum i-a spus Eli lui Samuel: bă, dacă mai auzi odată vocea, știi ce să zici? Ce? Vorbește, Doamne, că și robul Tău ascultă. Binecuvântat să fie Iisus, binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, stimați prieteni, votați cu mine că a merge 4.000 de oameni în pustiu să-L asculte pe Iisus 3 zile e mai importantă decât minunea cu pâinele. Cine îi poate duce? Duhul lui Dumnezeu. Faptul că atâta sunteți aici prezenți în seara asta e mai important decât toate minunile care le-ați trăit pe acasă material. Asta e minune, că sunteți aici în seara asta. Și cel care a venit să vă vorbească este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Uitați de mine. Duhul lui Dumnezeu care este prezent aici în adunare. Să spunem toți, amin, glorie Domnului. Amin, glorie Domnului. Doamne, câți oameni n-au vrut să părăsească confortul ăsta religios. Noi avem de tată pe Avram, noi suntem oia, noi nu avem treabă. Ce vii tu să ne spui, că tu vii să ne înveți? Dacă un sâmbure de ăsta era în capul celor 4.000, renunțam. Bă, așa s-au desprins. Era bine, cu barbă, fără, cu haine, cu fără filacterii, cu sinagogi, cu sabate, cu înainte. Mi-e dor de oameni ăștia simpli. I-am întâlnit în viață de multe ori. Am văzut oameni care s-au pocăit la noi în biserică și în multe alte locuri. Bă, așa gândeau simpli. Mi-aduc aminte de un tânăr, chiar mi-a zis zile trecute, acum deja are vechime, vreo 10 ani de când s-au pocăit, sau 8. Mi-a zis, zice, și ce mi-a zis tata? Dar eu într-o familie așa mai răsărită din oraș. Și mi-a zis tata când a vrut să mă pocăiesc. Deci când am zis să mă pocăiesc, mă duc la biserică, nu a făcut mare gălăgie. Dar când am zis, cred în Biblie, am auzit cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, tată, și decis să mă botez. Atunci s-a prăbușit. Gata. I-am zis, știi ceva? Și eu îmi trag mâinile peste tine. Și dacă eu tai că tu... Și tata tot timpul a fost descurcărețul normal la familie. Noi eram, creșteam așa, nu știm pe unde. Cum avea 21 de ani, era la facultate. Zice, îmi trag mâinile de peste tine și ești pierdut în ziua următoare. Ba nu, priviere, Cluj, ești gata. Trage mâinile de peste tine, ești terminat. Și el, băiatul, s-a zis, renunț la facultate, la tăte, mă duc și lucrez cu ziua. Și tu nu te descurci și poți să vezi să lucrezi, nu știi să faci nimic, ești terminat asta. Ce ai pus în pătine. Și m-am dus în câta de lucru și la putez o veni singur. Nici tată, nici mamă, nici nimeni. Avea un frate mai mic cu vreo 3 ani ca el, undeva au venit acolo și sta și să cânta cu un frate să-i singur. Frate s-o plânge aici de bucurie cu sipă Iisus Hristos. O înfruntat religia pe taică-s-o pe toți pentru o crezut în Biblie. După aia s-o pocăie și frate-s-o. Acum e la institut, frate-s-o. Pe final, după aia s-o pocăit anul trecut maică-sa. Spuneți amin. Și la evanghelizarea din Becleanu i-am predicat ultima seară. Taică-s-o zis înainte de biserică, zice ea. I-a zis băiatul mai mic. Zice, tată, hai să mergem la biserică. Te rog frumos. Fiecare cu religia lui. Și nu mai îmi spuneți altul, când vin, când plec, gata, azi, ajunge. S-au făcut pe la 2-3 după masă. Pe la 5 eu zis, hai că viu și eu. Era la balcon undeva acolo, eu am predicat la încheiere de evanghelizare. Și mi-au zis, băieții, și niciodată nu am văzut cercetat așa pe tata. E acolo în mâna Domnului. Stimați prieteni și doamnelor și domnilor, dacă vreți să ajungeți la Iisus,
și să-L cunoașteți pe Iisusul ăsta, al Bibliei. Trebuie să fiți gata să vă părăsiți toate tiparele și vă spun în față în seara asta. 4.000 de oameni au făcut-o. Nu vă tot uitați că ăla, eu. Da, predicatul, dacă ai fost din familie, te-ai dus, așa mi-o zice mie un rând. Păi, după voi așa v-am doctrinat părinții voștri. Păi, drept. Dar am și eu, spre 50 de ani. Și mă puteam dezmedici e mult de când au plecat părinții mei. Zice, bă, până atunci nu i-am îngropat, stau. După aia, am și eu viața, pot să fac ce vreau. Dar nu, am ajuns la cunoștința adevărului. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și El mi-a mântuit viața și m-a binecuvântat și am numele scris în Cartea Vieții și împreună cu toți care aveți experiența asta, spunem toată adunarea, gloria lui Dumnezeu.